O familie a trăit un șoc atunci când a văzut factura la curent în valoare de 33.000 de lei. Oamenii au crezut că nu văd bine și spun că se văd nevoiți să facă un împrumut bancar pentru a putea achita suma exorbitantă. Conform mesajul.ro, Cristina Deac a primit factura în luna iulie cu o regularizare de 4 ani, dar și așa suma îi se părea ireală, cu toate că citirea nu s-a mai făcut din luna mai anul 2019, pe motivul că nu au cititori, cheltuielile au ajuns la suma imensă de 33.000 de lei, după ce s-ar fi calculat consumul de energie cu tariful actual. Proprietarii sunt încă în stare de șoc după factura primită, mai ales că în fiecare lună au achitat facturile indiferent că au fost 200, 300 sau 800 de lei. Familia se gândește că în cel mai extrem caz să facă un împrumut bancar pentru că altfel nu ar putea plăti suma exorbitantă. Noi acum trebuie să facem un credit în bancă pentru această factură, care, după spusele lor, ar trebui să fie și mai mare de atât, pentru că de anul acesta tariful s-a schimbat, deși cei de la Electrica au făcut calcul în funcție de tariful de astăzi, spune Sibianca pentru ora.sibiu.ro. Femeia locuiește împreună cu soțul și copilul într-o casă cu două etaje în Săliște. Chiar și așa, factura îi se pare o aberație. Singura soluție primită de la Electrica a fost să plătească jumătate de sumă, iar mai apoi eșalonat, relatează mesajul.ro.